Întâlnim oameni care vin ocazional și care rămân apoi. De altfel, fiecare din cei care l-ați cunoscut pe Hristos din împrejurări concrete ale vieții, ați simțit prezența lui Dumnezeu în inimă, fie la un necaz, fie la o decepție, fie când v-au trădat prietenii și apropiații, sau iubitul sau iubita, și întâlnirea cu Hristos a venit uneori din disperare. Sunt oameni care vin disperați. Sunt oameni care nu mai văd capătul sau nu mai văd lumina, apare boala și oamenii nu sunt pregătiți pentru asta. Și noi o spunem aici des, nu sănătatea e cel mai mare dar al vieții. Cunosc oameni sănătoși care se duc așa cu viteză spre iad. Deci e limpede că nu sănătatea e cel mai important dar în viață, ci să-L ai pe Hristos cu tine, să-L ai pe Duhul Sfânt. Să-ți dorești din toată inima ta să trăiești cu Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Și când spui Împărate Ceresc, să simți în inima ta că Duhul Sfânt vine în inima ta. Și această prezență harică pe care o ai, îți va primi viața atât de mult, încât orice ar veni peste tine, boala, insuccesul, lipsa banilor, bătrânețea, căruntețile, absolut orice poate să vină peste tine, nu poate să biruiască starea ta de bine, că tu ești cu Dumnezeu. Și dacă ești cu Dumnezeu, nimic nu poate să distrugă pacea ta, pe care numai Domnul ți-o poate dăni. Cred că cei care îl cunosc pe Dumnezeu cu adevărat simt că drumul poate să se abată la un moment dat. Și uneori suntem abătuți în drumul nostru de societate. Însă, dacă Hristos e deplin în inima noastră, nimic nu poate să ne despartă de El. Deși periodic și permanent, poate că Dumnezeu îngăduie, nu știu, cred că Dumnezeu îngăduie ca în viața noastră să aibă loc ispite și să ne descoperim irascibili, nervoși, supărăcioși, triști uneori. Am avut o surpriză foarte mare tot de la fiul meu care are 10 ani. În prima zi de post am încercat și eu să țin post negru și am făcut rugăciunile, am citit la psaltire și eram așa serios. Și fiul meu îi spune soției mele, mama zice, tata, ce cu tata? Adică s-a simțit că s-a întâmplat ceva. Era luni, prima zi a post, ce s-a întâmplat cu tata, ce cu el? Dar zice, de ce întrebi? Păi zice, are așa o față de poker face. Poker face. Eu n-am știut ce e asta. Zic, ce înseamnă asta poker face? Cea care joacă poker așa o față, o așa o față. Și stau așa și nu mișcă niciun mușchi de pe față. Stau așa ca să nu te prinzi ce ești prea serios. E interesant, pentru că asta înseamnă că joacă viața acolo oamenii. Da. Miza e mare. Exact. Și atunci a zis, tata, dacă ăsta e postul, dacă ești așa de serios, eu n-aș vrea să-i postești. Am înțeles atunci de la copilul meu și eu tocmai predicasem duminică o zi înainte că postul e bucurie. Dar o luasem prea serios. Și fiul meu a zis, dar ce ești așa de serios? Vreau să simt bucurie. Bucuria tatălui care iubește și care e vesel. Și atunci mi-am dat seama, dar ce fac eu? Mi-am făcut rugăciunile. Am ținut post negru, am citit la psaltire, am început postul mare, am luat în serios, dar de ce sunt trist? Fiul meu m-a trezit. Și m-am dus la el, m-am jucat cu el, am spus două glume, m-am bucurat și am înțeles că postul nu înseamnă să fii trist. Pentru că fiul meu, ca și fiul sfinției voastre, cu copiii și cu soțiile, dar nu ai cum să joci teatru. Ele se prind imediat. Și ai noștri de acasă, imediat ne taxează și ne spun adevărul. Postul nu trebuie să întristeze pe cineva, ci să aducă bucurie. Acum, realist vorbind după o zi așa de câteodată, într-adevăr, apare o nervozitate și apare, eu văd, sunt oameni, mai zic cei care sunt obișnuiți cu cafea dimineața, acolo apare nervozitate sigur. Când venea la mine, spovedea în cineva și spunea, părinte, nu, nervozitate, nu știu, mă iau amețeală, mă iau nu știu ce. După ani de zile ne-am prins. Își lua cafea sistematic. Deci când se termina cu cafea, nu mai putea să ducă ziua. Se termina, se pune. Măcar ne-am dat seama că nu înțelegeam ce se întâmplă. Însă, vedem pe noi, adică să fim foarte realiști. Sigur că apar niște manifestări nedorite, ca să spunem așa. Care fac parte din oameni. Însă, Dumnezeu copleșește lucrurile acestea. Adică,
Drumul s-a terminat acolo. Mai spre sfârșit, vine, nu s-a pierdut nimic din ce e investit acolo și poate chemați și pe fiul noastră să țină o predică aici, să spună și cum vede lucrurile. Câteodată copiii sunt surprinzători despre cum pun problema, ce natural și ce firesc și mai departe. Însă, cred că, adică, vă spun lucrurile acestea ca să nu descurajăm cumva, adică, noi suntem la fel de oameni ca și dumneavoastră, în sensul că hainele astea nu pot ascunde neputințele pe care noi înșine le trăim. Nici nu vrem să o facem. Exact. Nici nu vrem să o facem. Nici nu e profitabil, e dezastru. Nici nu avem intenția asta. Însă, pe de altă parte, să știți că sunt unii care spun, a, dacă părintele, adică el spera că părintele nu știu ce e și... Dar, vedeți, e o mentalitate a omului. În contra, cred că trebuie să fim foarte onești. Trebuie să citiți din noi și să vedeți că suntem niște oameni absolut normali cu neputințele pe care le cunoaștem, care însă încercăm să câștigăm pe Hristos. Și tot ce dăm noi aici este o mărturie despre cum încercăm noi să facem. Restul, lucrăm împreună. Laboratorul ne privește pe toți. Da? Așa este. În primul rând, experiențele pe care noi le trăim sunt experiențele pe care și voi le trăiți. Trăim împreună în acest București, trăim împreună în capitale mari, cu mulțimi de oameni și pericolul n-ar veni de la mulțimile de oameni, cât ar veni de la influențele lumii în care trăim. Și aici aș vrea să trecem către partea a doua, către postul în contemporaneitate, în postul în zilele noastre, pentru că Sfinții Părinți identificau în vremurile când canoanele s-au dat, da, ca o ispitire sau ca o depărtare a omului de Dumnezeu, îmbuibarea pântecelui. Deci îmbuibarea pântecelui putea să constituie o problemă, de așa, pentru cel care mânca, nu știu, carne, bea vin, de aceea și restricțiile acestea, vin și un de lemn. Am avut, apropo de asta, o mică paranteză, o ispită și cu un de lemn în post. Că mi-a făcut nevastă mea marți seara sau miercuri seara spre joi mazăre cu un de lemn, cu ulei. Și eu am zis, dar eu nu vreau să mănânc cu ulei. La care a zis, dar ce stă în gât? Adică stai puțin. Cum a spus, adică... carne noastră, într-adevăr, și a mâncat. Și a mâncat. Dar ideea a fost așa. Deci dacă eu nu mâncam, îi stricam bucuria, deci am avut de ales așa. Dom'le, țin fără ulei până sâmbătă. Așa mi-am pus în minte. Și am încercat. Luni seara am încercat cu cartofi la cuptor. Am băgat cartofi copți la cuptor, am luat unul mare, așa, am pus unul mai mare. Și mi-am dat seama că nu mi-a trecut foamea și am mai luat încă un cartof copt. Dar când pe fratele meu. Pe fratele meu, l-am luat și pe fratele meu. Dar când soția mea a gătit și a pus puțin ulei, că nu ieșea acolo mazărea aia. Bun, și când m-a pus în fața farfuriei și am spus că, da, știi, are ulei, păi are ulei. Și atunci mi-am dat seama că dacă eu nu mănânc, îi stric ei bucuria și dacă mănânc, stric postul cu un de lemn. Am ales să mănânc cu dragoste și nu-mi pare rău nici astăzi că am mâncat cu ulei. Deci, dragilor, dragilor, dacă ați mâncat cu ulei, nu vă temeți foarte tare. Nu e un păcat foarte mare acesta. E o cerință, mai ales în lumea monahală. Mâncarea fără un de lemn este necesară acolo. Însă sunt canoane, de exemplu. Sunt dezlegați cei care lucrează în mină să mănânce carne în post. Pentru că cel care intră în mină are nevoie de multe calorii să muncească. Așadar, biserica nu dă niște legi oarbe în afara nevoii omului. Atunci când un om muncește fizic mai mult, important e să ai contact cu duhovnicul tău și să spui duhovnicului tău: am doamne care îmi spun, părinte, nu pot să postez decât săptămâna aceasta mare, după aceea să-mi dați și mie binecuvântare pentru brânzetul, nu mănânc carne, dar uite, am o problemă, o osteoporoză, o altă problemă de sănătate, dați-mi binecuvântare. Tot ce faceți, dragii mei, încercați acest exercițiu, tot ce faceți să faceți cu binecuvântarea duhovnicului și totul va fi în lumina Duhului Sfânt, prin binecuvântare. Primind binecuvântare în orice faceți, va lucra Dumnezeu în viața dumneavoastră. De aceea, acum, legătura cu duhovnicul e mai strânsă. Și se întâmplă că vin unii și spun că, uite, tocmai în post vin ispite mai mari. Și sunt ispite mai mari în post. De ce sunt ispite mai mari în post? Astăzi am avut câteva telefoane a unor enoriași care mi-au spus, părinte, nu mai pot. Am o ispită foarte mare. De când a început postul și citești la Psaltirea, le-am recomandat să citească Psaltirea, îmi e mai greu, mi se întâmplă niște lucruri și nu știu cum să fac.
Și aici vreau să vă întreb pe Sfințeastră. Eu i-am dat un răspuns tânărului și celuilalt domn care m-a sunat, dar spuneți-mi, Sfinția voastră, cum să răspundem celor care le spun treaba aceasta, că îi se întâmplă ca în post sau când citesc la psaltire să aibă ispite. Da. Nu sunt un specialist, desigur. Eu, adică cei care se povedesc la mine, cam știu așa pe termen lung, ca să spunem așa, pe un parcurs lung. Și sigur că în clipa când îl cunoști pe un om așa, ești un pic zona de vulnerabilitate și trebuie să te uiți un pic dacă nu și-o stârnește el sau în orice caz, dacă nu cumva face anumite lucruri care îl fragilizează acolo. Eu personal n-am recomandat multora citirea la psaltire, tot dacă mă întreabă cineva, le dau la toți binecuvântare o catismă sau două, dar nu încurajez să se apuce să citească psaltirea dintr-o parte în alta, asta în niciun caz, pentru că nu sunt la starea respectivă să o facă. Iar când asupra unui om năvălesc niște lucruri, pentru că știu că poate să năvălească câteodată, de nu așa, pe mine doar duhovnicul m-a scos, adică cât duhovnicul, că am dus spre duhovnic, deci atunci știam cât de repede l-a spovedit, se spovedea, se spună lucrurile alea, pentru că experiența până acum cu cei care se spovedesc, arăta că nu există dosar spus la spovedanie să nu se întâmple ceva, de acolo începe să lucreze Dumnezeu. Deci n-am întâlnit om să spună ceva la spovedanie să nu se declanșeze ceva în legătură cu lucrul respectiv. Deci acoperirea noastră e duhovnicul. Diavolul, de exemplu, sunt atâtea mărturii, adică în Sfântul Munte, care îi băteau pe monahi, inclusiv fizic, și la un moment dat, monah, când să se apropie să-i facă așa ceva, a spus, am duhovnic. Și da, stop! Nu s-a mai întâmplat nimic. Atât de mare e taina ascultării. Deci, în clipa când ne e greu, eu i-aș chema urgent, veniți, vă spovediți, spuneți lucrurile acestea și am încredere că în felul acesta se întâmplă. Și eu, la rândul meu, am intrat, intru în trepidații câteodată, câteodată mari trepidații, rar, desigur, dar sunt situații în care nu mai zici că nu mai controlezi, că nu știi ce se întâmplă. Însă, m-au scos rugăciunea duhovnicilor. Deci, în niciun caz, orice aș fi făcut eu, deci dacă m-ați întrebat ce rețetă le dau, ce să facă, nu asta e. Eu pot să facă ce-or face. Deocamdată sunt în complet, da? Sunt în, se cheamă, în furtună. Nu e alor. Dar dacă spovedesc, de acolo cere. Ascultarea îl scoate pe om din toate lucrurile. Până acum la mine a funcționat așa. Așa este. Să știți că sunt mai sensibili. Am observat că oamenii sunt mai sensibili când țin post, când se roagă mai mult. Simțurile se deschid altfel și atunci primești altfel toate cuvintele. Ispitele pe care le-au avut cei care m-au sunat astăzi au fost din atitudinile altora față de ei. Deci dacă tu postești, ești într-o stare duhovnicească înaltă, ești mai sensibil și mai este o ispită pe care o veți avea fiecare din voi. Veți fi tentați, pentru că voi postiți, veți fi tentați să-i judecați pe cei care nu postesc. Și să-i considerați, ăla nu postă. Asta, dar asta răspundem simplu. Atenție, biserica e obișnuită cu postul mare, e normalitatea. Deci bine ați venit în normalitate. Deci nu, cum să spun, faptul că suntem normali nu ne lasă să-i judecăm pe ceilalți. Ei nu sunt anormali, ci pur și simplu ei nu. Gândiți-vă la cineva, una e să ai fi avut o educație. Să-ți fi investit părinții în tine, să-ți fi oferit ceva, te compari cu unul care este pe stradă, care n-a avut nimic din toate lucrurile acestea, sigur că el lucrează virtutea altfel decât tine, că tu ai avut niște posibilități. Deci așa suntem fine. Faptul că postim e că avem o cultură în spate care ne permite. Noi, până la urmă, suntem foarte dăruiți cu lucrul acesta. Deci să nu transformăm în nu știu ce subiect de glorie, că nu e cazul, ci să profităm de ceea ce știm în viața bisericii spre a spune duhovnicește. Așa este. De aceea vă spuneam că cei care veți simți ispite mai mari în postul mare, identificați voi în adâncul inimii dacă nu cumva sunteți mai sensibili la ce spun alții, suntem un pic mai atenți la imagine, la orgoliu, la mândria noastră, dacă ne este afectată poziția noastră în fața altora, veți vedea că odată cu postul Dumnezeu îngăduie asta ca să vină asupra noastră și lucrarea în adâncurile noastre. Adică atunci când tu ai o lipsă, n-ai răbdare, de exemplu, va îngădui Dumnezeu să apară niște ispite în zona nerăbdării tale ca să dobândești răbdare. Dacă ai mândrie, va îngădui Dumnezeu ca să te jignească aproapele și tu să zici, dar eu n-am nicio vină, dar eu n-am făcut nimic, dar eu
dar consideră-te vinovat și dacă n-ai simțit nimic și abia atunci vei fi smerit. Îți vrea Dumnezeu sufletul mai smerit. Deci acceptă toate ispitele acestea ca pe foc curățitor pentru neputințele voastre, individuale. Fiecare știți cu ce vă luptați și veți vedea că din iubire, de fapt, Dumnezeu îngăduie niște ispite exact pe zona aia. Și în zona aia, prin ispită te vei purifica. Dar atenție, dacă nu ești atent, ispita te va doborâ și vei pierde meciul. Dacă vii repede la duhovnic și spui, părinte, am ispită în zona aceea, uitați ce mi s-a întâmplat, uitați cu ce, prin ce am trecut, nu-mi vine să cred, tocmai mie mi s-a întâmplat asta. Și atunci vine duhovnicul și spune, da, fiică duhovnicească, nu te teme, harul Domnului va lucra, Dumnezeu te iartă, te iubește, întărește-te în credință, întărește-te în virtute și veți vedea că, de fapt, postul este școala purificării sufletelor celor care vor cu adevărat să meargă pe acest drum. Deci postul nu este nici de dietă, cum spuneați, nici doar despre mâncare, ci este despre purificarea sufletelor noastre în focul ispitelor. Prin ispite ajungem la Hristos. Cuvântul ăla tocmai mie e foarte interesant. Atenție! E o oglinda noastră. Când a fost să zici tocmai mie, deja îți spune foarte mult despre tine. Cum adică tocmai ție? Tocmai. Exact. Mi se poate întâmpla și pur și simplu mie îmi vă dau exemplu foarte concret. La un moment dat, acum mai mulți ani, duminică în general aveam foarte mulți copii. Avem așa numărați 102 copii la cu noi, duminică de duminică. Sunt mulți copii. Suntem în parochie cu mulți și cu mulți tineri și cu mulți copii. Și la un moment dat, duminica mi era mai greu decât în timpul săptămânii. Noi avem liturghii în timpul săptămânii, plonjăm eu liniște așa la 7 dimineața, nu te deranjează nimic. Și față de duminică, în care o să spunea toți și strepidam, așa, era în timpul săptămânii. Și m-am gândit, vine mie gând așa, eu trăitor. Ce bine acum, pregăteam post comedia, spuneam, ce liniște în biserică, voi cu ce treaba fi, nu mă mai deranjează nimeni, nu știu ce. Când deodată, am dat seama că încep să mișune în mine toate chestiile din interior care nu mă lăsau să văd de treabă. Zgomot de afară nu era nicio clipă, nu mai era nimic. Dar în interior nu eram în liniște. Și atunci mi-am dat seama că ce copii? Copii n-au nicio treabă, nu copii erau problemă, ci eu. Deci câteodată când scăpăm în sfârșit de bruiajul de afară și încercăm să ne adunăm un pic, rămânem cu noi înșine. Și vă garantez că în post, în clipa că rămâi cu tine însuți, încep să-ți dai seama real cam ce te mișună acolo. Și descoperi altfel. Altfel se aud lucrurile respective. Nu le auzeai dacă erai tot timpul focalizat spre exterior. Dar acum nu mai ai nicio șansă. Ai rămas cu tine și cu lucrurile de acolo și ți-ai dat seama de ele. De ce așa? Dar știți de ce? Pentru că atunci când ești pus în fața listei de spovedanie, atunci începe lupta cu adevărul din tine. Adică atunci când te pregătești să te spovedești, eu îi îndemn pe credincioși să facă listă. De ce? Pentru că poți să uiți. E omenește să uiți. Vino, frate, cu listă, că dacă vii cu listă, îmi arăți că te-ai pregătit. Îmi arăți că îți pasă, că vrei să te schimbi, că vrei să te îndrepți. Și atunci, în fața listei, te întrebi, care este problema mea? Ce am eu? Ce păcat dominant este în mine? Și acolo încep să lucrez la listă. O experiență foarte frumoasă duhovnicească, împreună cu preoteasa mea, este că facem lista când merge la duhovnic împreună și ne ajutăm unul pe altul. Și eu întreb pe iubirea mea, cu ce am mai greșit eu? Spune-mi și ca să scriu și eu aici. Pentru că poate eu am uitat, poate că tu n-ai uitat. Și așa de frumos, e așa de frumos în momentul ăla. Când ne deschidem fiecare, că poate și eu îi spun ei, uite, cred că tu ai greșit în punctul acesta sau în punctul acela. E foarte frumos că fiecare, adică își amintește mai ușor de ce a făcut celălalt. Adică, și nu negociază după aia, dacă eu nu scriu asta, tu nu scrii aia. Nu, vrem să scriem tot ce am făcut, tocmai pentru că simțim această pace, ne spovedim la Părintele Arsenie Muscalu, la Mănăstirea Cornu și de câte ori plecăm de la Părintele, plecăm cu mare bucurie. Deci, miza postirii este purificarea noastră de toată mizeria din noi, de tot noroiul, de toată mizeria asta care înfundă toate
canale. Canale. Inclusiv canalul de comunicare cu... Da. Haideți să ajungem și aici, părinte de drag. Vreau apropo să de canale, știți, apropo de canale, că eu le-am recomandat tenoriașilor să, în prima săptămână, măcar câteva zile, să țină post de WhatsApp, post de Facebook și post de TV. De ce am spus asta? Pentru că televizorul te risipește, WhatsApp-ul te risipește, Facebook-ul te risipește, dacă îl folosești mai mult decât trebuie și dacă doar transmiți mesaje banale. Bună dimineața! Și primești 30 de bună dimineața. Dacă tu stai să răspunzi la fiecare bună dimineața, e clar că te risipești. Deci la un moment dat scrii bună seara. Ajuns să scrii bună seara, că se face seara între timp. Vreau să știe cei care ne urmăresc că măsura, biserica, este locul în care Dumnezeu, din iubirea Lui pentru noi, ne dă măsura lucrurilor. Aici aflăm care este măsura. Și măsura ar fi că tot ceea ce te risipește mai mult decât ceea ce este normal și firesc, în momentul în care îți pierzi libertatea ta. Și am descoperit, părinte, în mod sincer vă spun, și deschis, pentru că această seară este o seară atât de deschisă, am rugat pe oameni să nu deschidă datele celulare în câteva zile, prima zi de post, a doua zi de post, începem așa să fim departe de toate acestea și m-am trezit marți seara, părinte, că n-am mai putut să rezist. Că trebuia să răspund la niște mail-uri importante și am deschis datele celulare pentru un timp și mi-am verificat mail-urile, deși eu predicasem, părinte, că să nu fac față la ei. Deci, dragilor, este incredibil de greu să reziști. Și am întâlnit ucenici de-ai mei care mi-au spus, părinte, mi-a spus de post de WhatsApp, n-am putut. Mi-a spus de post de Facebook, n-am putut. Deci nu spun să nu le folosim deloc, dar e bine să le folosim cu măsură. Am descoperit și că sunt liber față de televizor. Toată săptămâna nu m-am uitat la televizor, nici nu simțeam nevoia asta. Dar am simțit dependență de răspunsuri la niște întrebări. Sigur că am ucenici pe care îi iubesc și care sunt din afara țării, din Londra, din Italia, din Chișinău, din alte orașe ale țării, care au nevoie de un cuvânt, au nevoie de un sfat și trimit pe aceste rețele. De aceea, partea bună aceasta este a dăruirii noastre către ei cu răspunsuri de care au atâta nevoie. Și am dat niște răspunsuri marți seara. Dar pot să vă spun cinstit că m-am descoperit neputincios și vulnerabil, n-am putut să închid deloc datele celulare și le-am deschis o dată marți seara, și odată joi seara le-am deschis iarăși, am zis așa numai puțin. Dar a apărut într-un colț breaking news. Nu știu ce s-a întâmplat. Și am zis, uite, vezi, fii atent, așa, asta este ispită și n-am deschis chestia aia, dar am fost ispitit să o fac. Deci am recomandat și recomand măsură multă în folosirea acestor instrumente. Sunt instrumente care pot să ne ajute enorm de mult, dar care pot să ne risipească. E cum e cuțitul ăla bine ascuțit. Eu am acasă în bucătărie doar cuțite care taie prost. Slavă Domnului, vă recomand și da. Eu la fel așa. Da, pentru că dacă ai un cuțit bine ascuțit, poți să te tai foarte ușor. Da, glumesc acum. Dragii mei, nu vă lăsați dominați ore și ore și ore în fața laptopurilor, în fața device-urilor, în fața ecranelor. Noi vorbim prin intermediul acestora și este un lucru extraordinar, dar e bine să avem măsură în folosirea lor. Încerc să limitez ceea ce ar putea să fie foarte mult. Pe mine mă salvează personal, vorbesc personal, tot e personal. M-am ferit de Facebook total. Total. Am avut niciun contact cu Facebook, pentru că nu agrez modul lor de a fi. Până în clipa când n-am prea simțitul nostru, ne-a cerut ieșiți. Spre oameni. Adică dacă oamenii pot fi întâlniți pe canalele astea de comunicare, îmi amintesc de Maica Siluana care intra în canalele, așa întâlnea, deci astea sunt alte canale. Ne-a zis preoților, ieșiți în întâlnirea lor. Acolo găsim. La noi e și o problemă cu distanțele. Nu avem parohie așa centrate foarte geografic, vreau spun. Oamenii nu s-au apropiat, o să fie la distanțe foarte mult. De atunci am ieșit.
mi iese bine. Adică tot ies. Ce mă salvează e ascultarea de NATO. În sensul că din ascultare am făcut. Deci cât timp e sub ascultare, au mai fost câte un frate preot care a încercat să mă smerească. M-a luat, băi, tu cine te crezi aici să faci, să like, să nu știu ce. M-am stat să domor cât am putut, n-am încercat să-mi răspund, să-mi sară adrenalina. În principiu, cât timp e această ascultare, sunt cu pace. Eu personal, e o abordare strict personală. Luați ce e de folos în mine. Televizorul, clipa când am intrat în viața creștină, m-am convertit până la 20 de ani, vă spun sincer, am terminat cu el acasă. Deci de atunci nu mai există. Avem posibilitatea să ne uităm la televizor dacă vrem, activăm programul în cască, dar cunosc și mărturia unui episcop important care mi-a zis, nu-l bag, pentru că n-am putere să mă țin. Și e foarte important să ne recunoaștem această neputință. Ei, eu personal n-am avut nevoie de el că pot să-l declanșez, dar în realitate nu prea îl declanșez dacă nu ai o telecomandă. Telecomanda, așa, după aceea, când vine România și mă uit la canalele noastre și îmi dau seama ce rezolvă, eu nu știu cum să vă spun așa, deșeuri pot să intre în noi, urmărind 10-20 de, deci vă spun, nivelul primitiv la care se face marea majoritate a televiziunii, ca să spunem așa, posturile de televiziune la ora actuală. E stigător. Pentru mine e șocant când vin, nu mă uit nici la francezi, foarte rar, dar sunt emisiuni din acestea, așa cumva, de investigații și mai departe, foarte interesante, foarte bine făcute. Alea mă interesează foarte mult. Dar, în rest, nu m-am gândit foarte tare. Dar vă spun sincer, deci e stigător. Poate nu aveți senzația asta, poate sunteți prea cu el la aproape, nu știu, habar n-am. Dar când deschizi posturile noastre de televiziune și vezi ce se debitează, cum încearcă să vândă, că vând cuvinte, vând iluzii, vând idei, vând. E un mercantilism în acesta, omul ăla e produs să atragă atenția X timp acolo. Dar simți că nu are duh ce spune. Înțelegeți? Deci senzația acută este că duhul nu are treabă el cu ce se întâmplă acolo. Bun, Trinitas-o pe deoparte, încearcă să facă ceva. Și e o creștere duhovnicească inclusiv a tot ceea ce se produce acolo. Însă vreau să spun că el nu este imaginea a tot ceea ce se întâmplă în televiziunea românească și personal consider că e aproape nicio pierdere dacă scăpăm mare majoritate de ceea ce se întâmplă în bun. Revenind acum. Sau țintiți foarte consacrat anumite lucruri, oriunde, că e Trinitas, că e în alte locuri, nu fac reclamă la Trinitas, nu fac nici nereclamă, înțelegeți? Adică să alegem lucrurile unde simțim că ne este util, punct. Pentru că știu și sindromul ăsta, inclusiv prin Trinitas. De exemplu, mama mea care e bolnavă în România și care se uită foarte des, dar se uită și după aia trece de pe radio, trece pe televizor și așa mai departe. Dar la un moment dat și asta e prea mult. Adică trebuie cumva să ai și frământarea ta lăuntrică. Nu doar să primești ceea ce se vehiculează acolo. Trebuie să ai rafinăria ta proprie. Bun. Am terminat cu televiziunea. Deci eu personal, când văd ce se întâmplă la televiziunea în România, iertați-vă, vă spun sincer, mi se pare un nivel atât de grosier de a pune problema, marea majoritate a emisiunilor, încât eu personal nu pot să gust. Câteodată mai plângesc, mă uit un pic ce se mai întâmplă, dar mă sperie. Adică senzația după, sufletească, e cam pierdut. Știți? În general. Și mai luați un criteriu. Dacă ascultați și împliniți ceea ce vi se propune 5 minute la televiziune și nu trece prin păcate mari sau foarte mari sau nu știu ce, cred că e o minune. Nu știu, cred că ați merit foarte bine. Bun. Asta cu televiziune. În ceea ce privește, că e Facebook, că sunt așa, eu cu WhatsApp-ul, vă spun sincer, mi s-a întâmplat câteodată să primesc apel. Apel, adică apelă să scoate cineva pe moarte sau un prunc care se scoșește pe spital pe Messenger-ul de la Facebook. Deci, întâmplarea face că nu pot să spun, mă gândesc la inconștiența omului. Că nu știu cum căuta acolo și mă uit pe așa și văd situația de urgență cu tare spital, nu știu ce. M-am activat, m-am mișcat și așa mai departe. Ferească Dumnezeu că oamenii gândesc un pic să te pună pe ceva mai bun. Că ăla m-am uitat întâmplător. Deci eu cumva funcționez cam în timp real cu ele. Nu permit luxul să mi-l opresc la ora actuală. Pentru că știu că măcar printre ele, presărat, sunt lucruri... Dar încerc să fac, cum să spun, există un criteriu fundamental. Urgență nu înseamnă prioritate. Da? În comunicare, urgență nu înseamnă prioritate. Spune, răspundeți în repede că nu știu ce. Da, dar poate nu ești prioritar. Sunt foarte știți cum. Deci nu neapărat. Asta nu înseamnă.
M-au sunat exact înainte să intru aici, cu învărmătatul copilaș, nu are învărmânt și așa mai departe. E o problemă importantă. Da, importantă, dar o tratez mâine dimineață. Nu tratam acum, pentru că mi se schimba mintea, toată problema și nu mai puteam să fiu. Am zis, mâine dimineață discutăm, e mai scriu, ce mai scriu, nu bag în seamă. Revenit acum. Deci, mijloacele astea de comunicare, eu personal, le folosesc pentru misiune. Deci eu nu am un Facebook personal al meu, în sensul că mai răspunde. Sigur că din când în când pigmentez ceea ce fac eu și cu amănunte din familie, că să vedeți ce sare acolo. Deci, vezi, nu vă spun cât se poate obține pentru o postare din asta că ai pus ceva, un element personal, și când iese chem la o acțiune în care trebuie un pic de trudă, să vedeți acolo ce redus e. Ce puțin. Dar sunt și unele și alte. În orice caz, eu personal folosesc mijloacele acestea misional, pentru misiunea mea. Însă și în condițiile acestea este binevenită acea postire, cum ne îndeamnă la șeclor, la șec, de media, social media și așa mai departe. Adică din când în când, stop, ne oprim, indiferent ce se întâmplă, stop. Pentru că atunci de-abia ne dăm seama de proporțiile dezastrului. De câte tare am devenit așa, cum să spun, că aproape tremurăm, ia să vedem ce se mai întâmplă cu tare. Iar restul ce spune Părintele este asta cu... Adică chiar dacă încercăm să ne ținem în frână și tot derapăm, dar când nu avem elementele minime de a ne ține pe o cale, e dezastru. Deci prolongez exact ca familia alea care le vizitez, merg la sfințire. Camera cu tare, merge televizorul. Camera cealaltă, merge televizorul. Camera cealaltă, merge televizorul. Alt televizor. Una e televizorul care bărie la copii, nu știu ce desene, care așa, de fond și nu știu ce. Vreau să le fac sfințire. Te le sugere, știți, dacă ați putea totuși să, așa, să opriți, că e concurența acerbă aici. Așa, cu tare și așa. Oamenii sunt obișnuiți cu o bărâială din asta, un mediu conjurător care vine să strepoare în ei, își creează ei singur dependențe și după aceea vine dezastru cu copiii. Ce putere are un copil la 3, 4, 5 ani să-i pui un telefon în mână? Nicio putere, l-ai robit direct. Tu l-ai robit. Tu ca părinte. Pentru că tu ai crezut că scapi bine dacă el poate să stea o oră, două, în timp ce făceai lucruri extraordinar de importante. Și de fapt ți-ai robit propriul copil, pentru că la 4, 5 ani mai târziu nu poate să-i spună nu lui ăsta. 10 ani mai târziu nu poate să spună nu la nu știu ce, nobotan ce sau nu știu ce. 20 de ani mai târziu nu știu la ce. Și ăla este copilul tău pe care l-ai educat tu cu atâta atenție cât era cât un televizor în fiecare cameră. Deci, vedeți, sunt niște primești, niște șerpi care îi adăpostim în casa noastră. De-aia, mai în glumă, mai serios, chiar dacă nu vă facem să râdeți, să știți că e așa ca la soarele cu dinți. E dramatic câteodată ce inconștienți suntem cu armele acestea. Deci pe lângă ceea ce încercăm noi să zicem că facem bine, niciunul dintre noi nu suntem capabili să spunem, de exemplu, să aruncăm o privire, păi și acolo, dar uite, totuși aia, un pic, măcar să derulez câteva chestii. Nu, eu n-am reușit până acum. Ei, măcar conștiința, neputinței acestea, deja face ceva pentru noi. Este adevărat, beneficiile sunt într-adevăr extraordinare. Săptămâna trecută, la Spitalul Marie Curie, în spate, știți, este secția de oncologie pediatrică, copii cu boli grave și copii pe moarte. Este ceva dramatic, fraților. V-aș recomanda să vă duceți copiii odată, măcar odată acolo. Și o fetiță Maria, din Piatra Neamț, a spus așa: dacă vine Părintele Vasile Ioana la mine, aș fi cea mai fericită fetiță din lume. Și a venit cineva și mi-a spus: Părinte, nu mă cunoașteți, nu vă cunosc. Vreți să mergeți la pediatrie, la oncologie, să vedeți o fetiță care ar fi foarte fericită să vă întâlnească? Și a spus: cum să nu? Cu drag. Când am prins, n-am prins imediat, după 3-4 zile am ajuns și m-am dus acolo cu Ionuț Ungureanu, ucenicul meu. Vreau să știți, fraților, când intri în secție, pe hol acolo sunt 7-8-10 cărucioare de copilași și sunt saloane cu câte 5-6 copii, cu părinții lor acolo, este foarte bine să te duci să vezi darul sfânt al vieții și să-l prețuiești. Am ajuns în salon. Când am ajuns în salon, erau 5-6 copii cu părinții lor și a venit Părintele Vasile. Maria s-a uitat așa la mine, a zâmbit și brusc, deci am binecuvântat, i-am pus mâna așa pe cap, pe frunte și am spus: Dumnezeu să te binecuvinteze, Maria, și i-a curs o lacrimă. Și n-am mai putut să vorbească, ci a luat-o somnul. A închis așa ochii
și nu s-a mai putut vorbi cu ea mai multe ore și mi-a spus mama ei că a intrat într-o stare de bine și că s-a simțit atât de bine și ea n-a mai putut să comunice din emoția, ce a fost atât de mare emoția, că ea a închis ochii, a zâmbit și a curs o lacrimă pe chipul ei. N-aș fi putut să o întâlnesc pe Maria dacă nu aș fi avut canalul acesta. Canalul acesta este făcut de ucenici ai mei, care pun emisiunile pe care le realizez la ProTV și slavă lui Dumnezeu că sunt foarte mulți oameni care bucuria mea asta este. Părinte, nu prea aveam încredere sau nu am venit niciodată la preot, n-am cunoscut pe cineva în care pot să am încredere și am venit să mă spovedesc. Atunci când văd zeci și sute de oameni care vin să se spovedească, care vin la liturghie, la sfânta liturghie, la dumnezeiasca liturghie, care vor să-L caute pe Dumnezeu, inclusiv că este prin canalul acesta, nu contează. Misiunea e bine să o facem spre slava lui Dumnezeu și spre dragostea către cei care au atât de mare nevoie. Și cei care au cea mai mare nevoie sunt cei care sunt într-un pat de spital, într-un pat în pușcărie sau răstigniți în disperările și în situațiile dramatice legate de viețile lor. Mă refer aici la depresii, la anxietate și așa mai departe. În momentele acelea, oamenii aceștia au nevoie de cineva, o persoană, de un om. Și mă duc și doar le zâmbesc. Și doar îi binecuvinte. Nu spun nimic. La Maria, i-am spus lui Ionuț că vreau să mai mergem pe la ei, pentru că după aceea m-am oprit în 4-5 saloane și am stat de vorbă cu părinți. Deci, ce pot să faci prin aceste canale este misiune pentru Dumnezeu și să vă rugați pentru noi, fraților, să ne dea Dumnezeu puterea ca să împărtășim și noi din inimile noastre dragoste către oameni, pentru că atunci când Mântuitorul a înviat, le-a spus apostolilor să meargă în toată lumea să propovăduiască Evanghelia la toată făptura. Astăzi, mesajul Domnului pentru mine este ca și cum mi l-a dat sau mi-l dăm fiecare zi Domnului. Să propovăduim Evanghelia la toată făptura. Și toată făptura nu mai este unde era acum 2000 de ani sau nici măcar unde era acum 100 de ani. Înainte erau pergament. Apoi a apărut tiparul, 1531. Gutenberg a făcut un salt uriaș. După ce a apărut tiparul, s-a publicat enorm, tone. Acum, iată, a apărut acest online care poate să aibă un efect extraordinar în viețile oamenilor care îl caută pe Dumnezeu. Și se mai poate întâmpla ceva. Eu mai am un criteriu. Haterii, mulți dintre ei, s-au întors la Dumnezeu. Au început întâi să ne arunce câteva flegme pe chipuri. Iar noi le-am șters și le-am zâmbit mai departe. Și atunci am zis, hopa, adică nu s-au luptat, că nu au avut cu cine, noi nu știm să ne luptăm. Nu știu, dacă cineva mi-a dat un pumn, eu n-aș ști să nu am bătut în viața mea, nu m-am luptat nici fizic. Adică ar fi foarte simplu pentru un om care are puteri fizice să mă dea jos imediat. Da, o pot face. Dar ei, dacă au văzut că noi nu vrem ceva, nu le luptăm pentru ceva, ci iubim oamenii. Îi iubim așa cum sunt și noi judecăm pe oameni. În fața acestei realități, hateri au venit la biserică și îi mulțumesc Dumnezeu că am astăzi în parohie la mine oameni care întâi m-au ponegrit. Ce cauți tu, popă, pe Facebook? Ați ajuns și aici? Astea au fost primele lor reacții. Și am răspuns și m-am împrietenit cu ei și acum ei sunt în biserică. Și îi mulțumesc Domnului pentru asta. Deci, acestea sunt câteva aspecte pozitive pe care le trăiesc în fiecare zi în viața mea și pe care și Sfinții astea le trăiți în fiecare zi. Dar sunt și aspecte negative, să ne țină Dumnezeu departe de ele, departe de deșertăciune, departe de abuzul de Facebook. Că vă spun și întrebări, că mă tem că i-am speriat cutia ta lui măcar. Să-mi permiteți, Părinte, nu vreau să pun o întrebare, vreau să dau o mărturie de credință în relație cu Sfinția voastră. Pe Părintele l-am cunoscut la Trinitas TV. Apropo de Trinitas TV, acum mulți ani în urmă, când Sfinția sa a fost invitat la diferite emisiuni. Sau reporteri de la Trinitas TV au mers
la parohia dânsului la Saint-Sulpice și au luat un interviu și mi-a plăcut tot ce a spus și cum a spus părintele. Și mi-am propus atunci, dacă Dumnezeu va îngădui să ajung la Paris, vreau neapărat să merg la Sfânta Liturghie unde slujește părintele. Și s-a întâmplat lucrul acesta. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în 20 ianuarie anul acesta, am ajuns împreună cu fata mea la Paris. Și cum e bine ca lucrul tău să-l încep cu Dumnezeu, în cele două zile cât am stat, ne-am făcut timp pentru Sfânta Liturghie la parohia dânsului. Atunci a fost duminica celor 10 leproși. Am ajuns de dimineață, vreau să vă spun, la ora 10, biserica era arhiplină. Nu erau locuri pe scaune, dar nu erau locuri nici în picioare. Erau, cum a spus părintele, foarte mulți copii, pentru care părintele a amenajat măsuțe, scaune, și fiecare copil avea jucăriile lui și treaba lui și se întâlnea cu Dumnezeu în felul lui. Liturghia se slujește în limba română și în limba franceză. Deosebit. Tatăl nostru, în limba română, a fost impresionant, așa cum l-am auzit în parohia părintelui. Parohia, nu v-am spus, este la subsolul unei mari catedrale din Paris, Saint-Sulpice. Este ceva absolut special. În momentul în care am intrat, se făceau niște rugăciuni absolut speciale, deosebite. Slujitorii parohiei respective se rugau pentru mămicile însărcinate să ducă sarcina la bun sfârșit, pentru tinerii care își doresc un copil și care se roagă la Dumnezeu pentru aceasta și părinții, bineînțeles, pentru ei. Se rugau pentru tinerii din Paris care doresc un loc de muncă pe care nu-l aveau. Și la un moment dat un părinte slujitor făcea rugăciune pentru părintele Răzvan. Și eu atunci am spus, sigur, părintele nu este în biserică în duminica aceasta, probabil este în România, știind că este mult invitat. Am aflat mai târziu de la Enoriaș, exact ce a spus dumneavoastră, că părintele în duminica aceea slujea la o parohie la 200 km distanță de Paris. Ce m-a mai impresionat acolo în mod deosebit? Toată lumea din biserică a cântat. Toată lumea, tineri de toate vârstele, cum spune părintele. S-au împărtășit aproape toți, cred că toți, cu excepția mea și a fetei mele. S-au aranjat credincioșii pe două rânduri și s-a împărtășit în ziua aceea la două potiri, exact cum s-a întâmplat la noi în biserică ieri, părinte, când în clima Săptămâna Apostolului, cred că toată biserica, toți credincioșii s-au împărtășit. Vreau să vă spun că predica părintelui slujitor, a unuia dintre părinți, a fost deosebită. A fost un cuvânt cu putere multă. Plecând de la Evanghelia zilei, cu leprosul care, unul din cei 10 care s-a întors să mulțumească, cuvântul dânsului a fost special. Mulțumim foarte mult, doamna Daniela. Haideți să îi cântăm și noi ceva părintelui, pentru că suntem atenția și pentru că la părintele se cântă în biserică. Haideți să îi cântăm ceva părintelui.